După ce a fost urcat în cer, Ioan, în vedenia lui, între altele, a observat ceea ce scrie în Apocalipsa 5:11. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de 1.000. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și la această propunere scrie mai departe: și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Din context rezultă că pentru ceea ce Domnul a făcut, va primi slava alături de Tatăl pentru vecii vecilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim printre cei ce vor fi acceptați să-L laude pentru vecii vecilor. Astăzi suntem la cina Domnului și spunea Apostolul Pavel, scriind Corintenilor, 1 Corinteni 2:2, că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe răstignit. Vreau să pun o întrebare la care, primul rând, sunt solicitat să răspundă fiecare pentru sine, evident, cei ce iau cina Domnului, cei ce nu pot să o ia, cei ce n-au drept să o ia, că nu sunt botezați, și chiar copiii, în măsura în care înțeleg. Cine este Domnul Iisus? Și adaug: pentru tine. În primul rând, cred că este important cine a zis Tatăl că este. Și nu o să amintesc foarte multe, dar scrie la Matei, la capitolul 3, că atunci când a fost botezat Domnul Iisus, din cer s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cu altă ocazie, cu cea a schimbării la față, scrie în fapt în Matei 17, versetul 5, că din nor s-a auzit un glas care în felul exprimării rezultă că era glasul Tatălui: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Unicul Fiu adevărat și Sfânt al Sfinților pentru Tatăl, Domnul Iisus Hristos. Scrie în Proverbe că un fiu înțelept e bucuria tatălui său. Dumnezeu are bucurie și de noi când suntem buni, dar de Domnul Iisus a avut toată bucuria și toată plăcerea. Toată satisfacția Tatălui pentru veci e dată mai mult decât de faptul că a creat toate, de bucuria și plăcerea care o constituie Fiul Său. Păi Tatăl și Fiul sunt una și Fiul, cum spunea, pe pământ nu a ieșit niciodată din voie Tatălui, chiar dacă a fost nevoie, cum scrie în Filipeni 2, să coboare până în statutul nostru uman, să sufere moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Da, acesta este Domnul Iisus pentru Tatăl. Vreau să vă citesc tot așa din multe ce pot fi spuse doar ceva: cine este Domnul Iisus pentru îngeri? Scrie la Luca, la capitolul 2, s-a spus asta încă de la naștere, au vestit păstorilor și a fost o oaste cerească, un cor. 2:11. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Și în Evrei stă scris la capitolul 1 despre Domnul Iisus în raport cu îngerii, versetul 4: a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci cărui între îngeri a zis el: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu voi fi Tată și el ne va fi Fiul. Versul 6. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Asta încă de când a fost adus în lume, dar după ce și-a
desăvârșit lucrarea. Scrie încolo, în Efeseni, la capitolul 3, de la versetul 10, că domniile și stăpânirile de locurile cerești. Și am citat de la început, din Apocalipsa 5, cum îl laudă îngerii și cum îi oferă acea înșeptită binecuvântare. Doresc să cunoască azi prin biserică și tot ce se întâmplă prin biserică realizează capul ei, Domnul Iisus Hristos. El este, întorc pagina în urmă, scrie aici în Efeseni 1 de la versetul 20, că a fost pus să șeadă la dreapta în locurile cerești mai presus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, în veacul acum, în veacul viitor, i-a pus totul sub picioare. Deci Domnul Iisus este și Domnul îngerilor. Toți îi se închină și laudă, slăvit să fie în veci. Cine este Domnul Iisus pentru demoni? Spune Scriptura, în mai multe situații, vă citesc doar una, două, în Marcu, la începutul Evangheliei, scrie în 1:24, a zis un duc necurat, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret, ai venit să ne pierzi, te știu cine ești. Deci Sfântul lui Dumnezeu, asta i-a deranjat și i-a înfiorat pe demon mai mult decât orice. Sfințenia Domnului Iisus Hristos. Demonii cu asta se ocupă, să corupă oamenii, să păcătuiască. Pe Fiul lui Dumnezeu nu l-a putut corupe nimeni. I-a învins pe toți demonii în frunte cu Satan. A ieșit biruitor, spune în Coloseni 2, asupra lor, prin cruce, mărit să fie Domnul. Tot aici în Marcu scrie în 3:11, duhurile necurate când îl vedeau cădeau la pământ înaintea lui, iată că și ei se închină și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le poruncea să nu-l facă cunoscut. Da? Demonii știu, scrie și în Fapte, sunt mai multe citate cu ce s-a întâmplat, pe Iisus îl știu toți, îi știu de frică, El este Domn, a primit toată puterea în cer și pe pământ. Iată cine este Domnul nostru, slăvit să fie în veci. Demonii n-au nicio putere. El este atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Dar aș vrea acum să ne gândim, să coborâm la noi în lumea noastră, cine este El pentru noi? Chiar îl interesează pe Domnul Iisus asta să știe ce credem noi despre El? Să citim din Matei 16. Scrie de la versetul 13 că i-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Eu răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezător. De ce credeau unii că El este Ioan Botezător? Probabil prin faptul că boteza și El ca Ioan și predica la fel. Pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, că împărăția e aproape. Avea oarecare motivație. Alții, Ilie. Probabil pentru minunile care le făcea, pentru autoritatea îndrăzneală de care dădea dovadă. Alții, Ieremia. Găseau alte asemănări. Sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis El, cine credeți că sunt? Cum știți că Domnul Iisus are foarte multe nume. Unii au găsit vreo 70, alții au găsit 100. Pentru că e vorba de calități, de caracteristici, de autoritatea care i s-a dat. Dumnezeu și atât Tatăl cât și Fiul n-au vrut nume ca noi, Nicolae, Ion, care să nu însemne neapărat ceva. Toate numele lui Dumnezeu au de-a face cu atributele sale. Dumnezeu este Cel ce este, pentru că nu depinde de nimeni, este Cel atotputernic, este Domnul Sabaot, Domnul Știrilor și așa mai departe. Și vreau să observăm din Scripturi câteva declarații a unor oameni care au spus cine este Domnul. Scrie Simon Petru, versetul 16 aici, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aceste cuvinte pentru evreii care cunoșteau Scriptura însemnau o mare înțelegere asupra ceea ce era, este și va fi Domnul Iisus pentru vecii vecilor. Să observăm o altă denumire pe care au dat-o alții, să spunem, dar mai citesc una din tot de la prefetor la Petru Ioan 6:69. Când au plecat unii și Petru a zis, versetul 69, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința, și fericit de cei ce au ajuns la cunoștința asta, că Tu ești Hristosul Sfântul lui Dumnezeu.
Hai să rămân pe aproape în Ioan și să vă citesc ce a zis Marta. Și într-un moment nu oarecare, când a murit fratele ei. Scrie în Ioan 11 cu versetul 27. Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Iată cum nu doar ucenicii, și o femeie care ascultă predicile Domnului, în casa căreia Domnul a poposit, a mâncat, a ajuns la această cunoaștere binecuvântată că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și nu știu dacă este aici vreo excepție, dacă este vreun necredincios aici, dar prin harul Domnului noi toți am ajuns să credem aceasta. Mulțumim Domnului! Îl cunoaștem pe Domnul Iisus, Cel care în lumea spirituală, cum am spus, e așa de cunoscut. Nimeni nu-i negă autoritatea. Numai oamenii sunt în starea aceasta. Tot din Ioan vă citesc ce spunea Ioan Botezătorul. Vă spuneam că Domnul are diferite nume în funcție de atribuțiile, de lucrarea care o face. Ioan 1 cu 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aici este scris că Ioan a primit mandatul de la Dumnezeu, scris în versetul 1, să-l facă, prin ceea ce spunea, cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire, am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborând și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta, am avut parte de descoperirea, de vedenia asta, și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Trec la o altă declarație, ca să observăm nu doar în timp ce era pe pământ, și în viitor ceva, spune Apostolul Pavel la 2 Timotei, la capitolul 4, asta a spus-o el la sfârșitul activității sale, versetul 8, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a va da în ziua aceea, Domnul. Și iată un titlu al lui cinerea pentru Pavel, Domnul, pe lângă Domn, judecătorul cel drept. Și Pavel face și alte mențiuni, cum spune în 2 Corinteni 5 cu 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de Domnia lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau rău care l-a făcut când trăia în trup. Sunt multe alte denumiri ale Domnului în Scriptură. V-am spus, amintesc numai câteva, pentru că urmează să spun ceva legat de asta. Și revin cu întrebarea, cine este Domnul Iisus pentru tine? În Occident, acolo din Câștiu, s-a născut ideea asta, că Domnul Iisus poate să ne devină mântuitor, așa, dintr-o simplă declarație, și există niște expresii standardizate, poți să spui după un oarecare evanghelist și gata, aparții lui Iisus, tu crezi. Numai că trebuie să se producă ceva profund în interiorul omului ca să creadă. Este vorba, mă întorc la Marcu 16, a spus Domnul când Petru a zis că tu ești Hristosul, versetul 17, fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Și zice în Ioan, în capitolul 1 Evanghelie, că nu născuți din voia vreunui om, din voia firii lor, ci din Dumnezeu. Și spune Pavel în 1 Corinteni 2 că eu n-am vrut să vă conving cu vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Și poate ați auzit, ați citit despre cum s-au produs anumite convertiri în istorie. Citeam despre un misionar catolic că boteza cât îl țineau puterile. Oamenii veneau cu grămada, dar fără să fie conștienți, fără să înțeleagă, fără ca Duhul Dumnezeu să cerceteze în profunzime și cu adevărat Domnul pentru ei să fie, să devină Hristosul. Pentru asta este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Sunt aici copii în biserică. Unii au cântat la fanfară. Și un fost unii care spunea, eu nu cred. O fi, nu o fi. De aceea ne rugăm, de aceea avem stăruință ca Dumnezeu să-i cerceteze lucrarea, să fie autentică, să fie ceva realizat de Duhul lui Dumnezeu. Altfel, e o convingere oarecare,
Cum poate cineva să adere la un partid politic sau o organizație, știu eu, de o natură sau altă? Mai mult decât atât. Știți, zice Domnul către ucenici, în Ioan 13:13, când e vorba de spălarea picioarelor: voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt. Vă întreb, dacă Domnul ne-a devenit Mântuitor, ne este și Învățător? Adică îi acceptăm învățăturile? Pentru că scrie Ioan la un moment dat, când Domnul le-a spus ceva, în Ioan 6:61-60, vorbirea aceasta e prea de tot. Cine poate să o suferi? Și Domnul i-a întrebat, vorbirea asta, 61, pentru voi o pricină de potignire? 63, Duhul este acela care dă viață. Dacă lucrarea de credință în cuiva a plecat de la Duhul lui Dumnezeu, va crede cuvintele lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus când a vorbit despre Duhul Sfânt: eu am să vă spun multe, Duhul Sfânt vi le va descoperi, voi le veți înțelege, va fi cu voi și în voi. Și asta este problema în vremea noastră. M-a întrebat ieri un frate, în ce vreme ne aflăm, ce profeție se împlinește acum din Scripturi? Și am zis, după părerea mea, ne aflăm în vremea când a început să lucreze mai din plin lepădarea de credință, rătăcirea de la adevăr, alipirea de învățăturile demonilor. Asta a fost din totdeauna. Dar acum lucrează la o scară mult mai mare. Și spune la 2 Timotei, la capitolul 4, de la versetul 3, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și întorcându-mă la Domnul Iisus, care e învățătura, adică nu l-ar putea suferi cu învățătura lui. Și își vor întoarce urechile de la adevăr, își vor da învățător după poftele lor. Aceeași idee este în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 11. Din această pricină, pentru că n-au primit dragostea adevărului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, știți cum spunea Domnul, adevărat, adevărat vă spun, și-au găsit plăceri în nelegiuire să fie osândiți. Cine este Domnul Iisus pentru tine? Este învățătorul tău? Sau, spunea Pavel la Corinteni, că unii vreau pe el, alții pe Apollo, alții pe Chifa, pe Petru. Și cine a fost răstignit între voi? Dacă vrem să ne fie Domnul Mântuitor, haideți să-L acceptăm să ne fie și învățător. Se manifestă datorită pasiunii pentru tehnologie și multiplelor activități de pe internet, spun asta și la copii, să se citească tare puțin din Biblie. Când trăia Domnul Iisus, mergeau oamenii după El, era învățător, îl lăsăm să ne învețe? Ne place învățătura Lui. Eu recomand întotdeauna când se apropie cina să citim din Evanghelii, Actele Ispășirii sau din Profeți. Nu doar aici când e slujba de dimineață. Repet ce a spus ucenicilor, dacă mă numiți Învățătorul, ascultați cuvintele mele. Apoi, aici aș putea spune legat de trăirea noastră. Spune în Marcu la capitolul 8, sunt cuvintele Domnului care a spus grele cuvinte. Marcu 8, citesc de la versetul 38. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos. E atâta influență din lumea asta. Tineri dragi, ascultați-mă. Așa vede de la îndemână să fiți ca alții. Ei au alți învățători. Ei se iau după filozofia vremii. Noi avem un învățătorul binecuvântat, Iisus Hristos, Domnul. O, de l-am dorit ca Maria, care a zis, rabuni, către grădina, unde l-a spus? Mă duc să le iau. Altfel, scrie aici, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său cu sfinți îngeri, aceia care toți îi se închină. El trebuie să ne fie mântuitor, trebuie să ne fie învățător,
ca să se dovedească faptul că ne este Domn. Asta înseamnă stăpân, învățătorul și Domnul. Nimeni n-ar putea spune că e Domn dacă nu e și învățător nouă. Și Petru a avut el mai multe slăbiciuni și asta se manifestă și la noi. Mă întorc la Matei 16. A zis, cine ziceți voi că sunt eu? Petru, știți, el lua cuvântul. Deci Hristos. Și Domnul îi spune, fii atent ce înseamnă Hristos. Că nu le-a spus niciodată până atunci asta. Versul 21. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cel mai de seamă, din partea cărturarilor, că are să fie omorât și a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Adică imaginea lui despre Hristos era una fără cruce. Nu se putea fără cruce și nu se poate nici la noi fără cruce. Și spune Domnul, înapoi a mea satană, influență străină. Vedeți cum vine învățătura dracilor? De exemplu, e acum atât de populară teoria asta, că vine Domnul fără să vină fiara, fără să vină persecuție. Nici vorba. E o învățătură omenească. Nu găsiți așa ceva în Scriptură, decât niște puncte așa agățate, o jumătate de versete aici, unul de dincolo. Învățătura Scripturii foarte clară în privința asta. Ba chiar mai mult, persecuția așa are locul ei perfect înainte de venirea Domnului. Pentru că prin persecuție toți oamenii află și fiecare trebuie să-și pronunțe adeziune. Pilat, când a fost întrebat că e regele iudeilor, s-a întrebat de la tine, spui asta, zice, da, ce nu-i treaba mea, nu voi știți cu neamul vostru. Dar persecuția din noaptea judecății Domnului a făcut și pe Pilat să fie nevoit să voteze și el. Au votat și soldații, adică s-au aliniat ori de partea Domnului, ori în partea cealaltă. Ba mai mult, persecuția așa are locul ca să fie răspândită Evanghelia, că, de exemplu, uitați-vă în seara asta, dacă ar fi persecuție, s-ar anunța la televiziune, la radio, și unii care nu ascultă predici, nu citesc în Biblie, ar fi și familiarizați cu Scriptura. Deci este foarte potrivit locul persecuției înainte de venirea Domnului, ca tot să afle și tot să se decidă și în final secerișul să fie copt, via să fie coaptă. Da? Dar Petru a vrut, cum repet, am vrea și noi, fără cruce. Nu se poate. Domnul va veni în timpul persecuției și va lua pe ei săi, va nimici cu sufarea gurii lui, spune în Tesaloniceni, pe acel nelejuit. Dumnezeu să ne dea har și putere să rămânem credincioși. Apoi, știți, altă slăbiciune a lui Petru, când a fost vorba cu spălarea picioarelor. Domnul era învățător, era și Domn, dar el spune, Doamne, tu să speli mie picioarele? Nu. Și Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, adică nu, dacă nu mă asculți, n-ai parte cu mine. Încă un caz, tot cu Petru, scrie în Fapte, la capitolul 10, că îi spune, Domnul, scoală-te și mănâncă. Îi spune versetul 14, nici de cum, Doamne. Se spune că atunci când Titus asedia Ierusalimul, a ieșit un preot și a spus, stăpâne, clemență, mor oameni, femei, copii, bătrâni. Și generalul roman l-a oprit și a zis, stai puțin. Ce ai zis? Stăpâne, dacă stăpân, deschide poarta. Cum adică stăpân și voi nu deschideți poarta? Asta e marea problemă. Este Domnul cu adevărat Domn în viața mea? Îl ascult? Fac ce vrea? Sau trăiesc în voia firii mele? Pentru că dacă nu este, zice în Matei la capitolul 7, versetul 21, nu oricine zice Doamne, Doamne. Ce simplu, spunem Doamne Iisus. Nu-i chiar simplu. Vă spuneam, demonii îl ascultă, Tatăl îl recunoaște, a spus de el să ascultați. Tatăl a recunoscut autoritatea de învățător. L-a făcut Domn și Hristos, mărit să-i fie numele. Dar e în viața mea Domn și Hristos. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, tu stai bine cu matematica. Deci în raport cu alții, ăștia-s mulți și ceilalți-s puțini. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Spune Scriptura, vă citesc tot din Matei, un cuvânt greu, nu ușor de înțeles, 21 cu versetul
44, cine va cădea peste piatra aceasta, și vorba de Domnul, va fi zdrobit de ea. Iar acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Haideți mai bine să ne zdrobim sub greutatea autorității Domnului Iisus decât să fim spulberați. Amin? Nu avem altă variantă. Domnul Iisus are autoritatea asta de judecător și în ziua aceea, spune Scriptura în Apocalipsa, se va spune: ascundeți-ne de mânia mielului. Altfel, Domnul Iisus este un miel tare blând. Îl mai facem noi și bebelaș uneori când ne amintim de nașterea Lui. Apoi, un miel dus la junghiere. Da, dar are și toată autoritatea. Își va curăți aria cu desăvârșire, a spus Ioan. Are lopata în mână. El va curăți, cum se curăță argintul, cum spune și în Maleahi. Va topi caleșia înălbitorului. Cine va putea să stea în picioare în ziua aceea? Cine este Domnul Iisus pentru tine? Să dea bun Dumnezeu să fie totul. Și când va fi Hristos totul în noi, când toate vor fi supuse, 1 Corinteni 15, 24-28, până atunci va domni Hristos, când toate și toți se vor supune. Când ce zice El va avea răsunet ecou de 100%. Scrie apoi că atunci se va supune și El Tatălui și Dumnezeu va fi totul în toți. El este chipul lui Dumnezeu. Ascultând de El, gândindu-ne la El, împărtășindu-ne acum cu El, cum spune în 2 Corinteni 3, suntem schimbați în același chip cu al Lui prin Duhul Domnului. Doamne, fă din noi ceea ce îți place. Asta trebuie să devină Domnul pentru noi, până când se devine totul, până când vom deveni noi ca și El, să se deverească, ce spune la Romani 8:29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Asta e menirea noastră. Și dacă ne vom rata menirea prin păcat, asta e marea noastră greșeală. Păcat, în înțeles, în semantic, e grecescul hamartia, înseamnă să greșești ținta. Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Iadul e pregătit pentru demoni, pentru noi este pregătit raiul lui Dumnezeu. I-a hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Nu degeaba, cum am citit de la început, cerul se închină, că merită toată slava, că din oameni păcătoși, din tină, cum a zis Dumnezeu către Adam, în țărână de vechi, copil, omul nu-i decât carne păcătoasă, El realizează din noi sfinți pentru Dumnezeu și vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Haideți astăzi, când luăm cina Domnului, să-i proclamăm domnia, să-i spunem: Doamne, te recunoaștem ca învățătorul nostru, ne bucurăm că ne-ai devenit Hristos și Mântuitor, știm că ești Mesia unsului Dumnezeu. Și Dumnezeu să fie în felul acesta, prin Iisus Hristos, slăvit între noi. Amin.